Domnul omnicesc, înseamnă că Duhul meu trebuie să fie luminat de Duhul lui Dumnezeu și de Cuvântul lui Dumnezeu. Și am văzut cele trei componente. Fiecare componentă are dorințele ei, respectiv carnea, pasiunile ei, sufletul, și prin Duhul Dumnezeu spune care este voia lui Dumnezeu. Acum, marele examen pe care avem de dat este examenul credinței. Dumnezeu ne spune să-L credem pe El. Să credem cuvântul, să credem descoperirile care ne le face și să dăm curs credinței în funcție de cuvântul care ni se descoperă. Ce te faci că atunci când ai în față cuvântul, tu crezi cuvântul, simțirile tale din carne nu se sincronizează cu ceea ce spune cuvântul. De cele mai multe ori așa. Nu, de cele mai multe ori nu se sincronizează. Hai să luăm de cazul lui Avram. Avram i s-a promis prin revelație că va avea un copil. Avea 75 de ani. Promisese Dumnezeu și spune că Avram l-a crezut. L-a crezut pe Dumnezeu. Acum, imaginați-vă că trec un an, trec doi și trec 24 de ani și după 24 de ani mintea lui nu mai putea să judece omenește că mai e posibil ceva. După datele care le avea. După datele experiențe și experiențe omenește până atunci. Și pe fondul acesta mintea îl bloca să creadă. Nu mai avea probabil nici simțămintele potrivite ca și un tânăr la o anumită vârstă și simțămintele lui și pasiunea și emoțiile lui probabil că era extompate. Și Dumnezeu a lăsat să ducă lucrurile până când s-au epuizat toate aceste resurse din trupul lui și din sufletul lui. Cu sufletul epuizat, cu carnea epuizată, deci cu trupul epuizat, Avram zice, a crezut împotriva necredinței lui. Împotriva îndoielii lui. Și Dumnezeu i-a considerat aceasta îndoială. Acum, spus pe scurt, Și acum, ce te duce de aici? Înseamnă că Avram, când a crezut, a zis jos simțăminte. Jos minte. Aleg să cred. Și este o alegere. Suntem doar la voință. Da, era voința bună. Voința bună. Prin urmare, examenul credinței este examenul mare. Să vă zic ce am învățat noapte. Mă rugam și în timp ce mă rugam, am simțit că din nou îmi vine starea aceea că cum a fost bolnav. Și că mi-e rău și că o să vomez. Și acum aveam de ales. Cred simțămintele, asta mă fost simțămintele. Că o să vomez și să mă scol, să mă duc la barică. Și am zis, Doamne, Tu ai murit la Golgota și mi-ai spus că prin rănile Tale sunt vindecat. Când? Acum 2000 de ani. Doamne, Te cred pe Tine că m-ai vindecat. Nu Te mai crezi Satana, cu ce vrei Tu să mă faci să mă simt. Și am văzut într-o dată că se eliberează stomacul. Vă vine să credeți. Amin. Experimentați. Experimentați. Adică simți una și tu să zici prin credință Te cred pe Tine, Doamne, nu cred simțământul. E o problemă grea. E o problemă foarte. Dar trebuie să fie promisiunea aia în Scriptură, adică... Da, este. Dar ce vrei mai clar? Da. Sunt trei versete. Unul dintre ele. Zice așa. Isaia 53:5. Prin rănile lui am fost vindecați. Reia Petru în 1 Petru 3:24.
mă rog, la final, prin rănile lui suntem vindecați. Și mai este și Iisus a dus în casa soacrei lui Petru, că de acolo cred că s-a inspirat Petru și a zis, asta e putere. Și zice, au venit mai mulți bolnavi și Iisus pe toți i-a vindecat. Pe toți i-a vindecat. Deci avem semne în Scriptură că Iisus Hristos vinde. Dumnezeu vinde. E altă temă, dar e tema credinței. Acum suntem la omul duhovnicesc. Și credința, de fapt, activează omul duhovnicesc. Eu, prin credință, activez și dacă, cu adevărat, cred ce mi-a spus Dumnezeu, atunci asta trebuie să fie mai mare ca simțămintele mele, ca ce sunt eu, mai mare ca și calculele minții mele. Omul duhovnicesc înseamnă că coordonează și sufletul, coordonează și trupul. Adică este stăpân peste simțăminte și credința înseamnă că nu se bazează pe invențiile lui, el își fabrică niște dorințe. Mi-ar place să fie așa, mi-ar place să fie așa. Credința zice, mă bazez pe ce a zis Dumnezeu. Dacă el a zis și am promisiuni în revelație, atunci asta se numește credință. Credința avramică. Celălalt este credința ta. Dacă tu îți imaginezi că Dumnezeu va face anumite lucruri... Dacă urechea, proverbe 4 cu 2... Dacă știi acolo exact ce le-ai pus la inimă și ele sunt în inima ta, înăuntru tău, atunci aceasta este suportul credinței. Prin urmare, închinătorul adevărat, trăiește prin credința lui. Credința va spune cine, care e nivelul tău. Ești om duhovnicesc sau nu? Credința este pivotul în jurul căruia se învârtește. Ești sau nu ești așa? Dacă nu ai credința potrivită, atunci ești un om vieți. Pentru că sunt măsuri diferite de credință și nivele diferite, atunci putem vorbi și de diverse trepte în evoluția spre omul duhovnicesc. Poți că la același om, acum am discutat cazul Avram. Hai să mai continuăm puțin. Omul titanul credinței. Apare o criză, apare o foamete și face pași spre Egipt. Ajunge în Egipt și începe mintea să se lucreze. Frumoasă femeie, îi o să o vadă, spune că ești sora mea, este un minus în credință. La același om. Deci el nu înseamnă că toată viața a fost un ascendent și totdeauna el de aici n-a coborât. Dar nota dominantă a vieții lui, cădere. Nota a fost o cădere ocazională. Ocazională. N-a fost, a fost o eclipsă ocazională și n-a fost o... Cum? A fost mai multe, dar... Dar nu a fost nota vieții. Și asta înseamnă că credința bine ar fi să fie tot timpul acolo. Iisus Hristos a avut tot timpul acolo. Și fraza pentru care El a spus că tot timpul este acolo, Fiul nu face decât ce vede pe Tatăl făcând. No, asta e vârful. Asta este vârful. Asta e omul duhovnicesc la vârf. Nu face decât ce vede pe Tatăl făcând. Iar la om, când apare blocajul minții sau blocajul simțămintelor, atunci scade nivelul credinței, scade închinarea și nu mai suntem duhovnicești, ci suntem deja un amestec între duhovnicești și sufletesc. Normal este să revin apoi la fiul om duhovnicesc. Acum cred că e suficient cât